Pe 20 iulie, creștinii ortodoxi îl comemorează pe Sfântul Proroc Ilie. Tot în 20 iulie, merele, considerate fructele Sfântului Ilie, sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, crezându-se că numai în acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealaltă. Sfântul Ilie este cinstit de creștini ca aducător de ploi după ce, prin rugăciunea sa, a salvat de la moarte poporul din Israel după 3 ani și jumătate de secetă, dar și ca divinitate populară a soarelui și a focului, atestată prin numeroase tradiții și datini. Prorocul Ilie Tesviteanul, sărbătorit în 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al legii vechi, care locuia în cetatea Tesve din Galad, Israel. De la această cetate provine numele de Tesviteanul al prorocului. Ilie se bucură de o cinstire deosebită din partea bisericii, ziua prăznuirii sale fiind marcată în calendar cu roșu, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt proroc. Sfântul proroc Ilie este unul dintre cele mai interesante și complexe figuri de sfinți, putând fi considerat un sfânt ecumenic, deoarece este cinstit nu numai în creștinism, ci și în iudaism și chiar în tradiția islamică. Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab în regatul Israel din Samaria. Potrivit tradiției, Sovac a văzut la nașterea lui Ilie oameni îmbrăcați în veșminte albe care îl înveleau pe fiul său în haine de foc și îi dădeau să mănânce o flacără. Preoții templului din Ierusalim au interpretat vedenia considerând că Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică. În perioada sa pământeană, Ilie a săvârșit și păcate, cel mai mare fiind uciderea părinților săi la îndemnul diavolului. Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut în rândul sfinților și l-a urcat la cer într-o tăsură cu roți de foc, trasă de cai almina ripați. În cer, Sfântul Ilie cu 3 rănori fulgeră și trăsnește dracii cu biciul său de foc pentru a-i pedepsi pentru răul care i l-au pricinuit. Potrivit tradiției, în dimineața zilei de Sfântul Ilie se culegeau plante de leac, în special de busuioc, se puneau la uscat în pădurile caselor, sub streșini și în cămări.